Astăzi eu sunt la Cetatea Neamțului care este în spatele meu. Dacă doriți să descoperi cu mine, știi ce să pești, știi ce să scrii și începem! Cetatea Neamț, cunoscută sub titulatura Cetatea Neamțului, a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I, în momentul apariției pericolului otoman, și a fost fortificată în secolul XV-lea de Ștefan cel Mare. Sistemul de fortificații medievale cuprinde curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte și cetăți de importanță strategică. Cetatea a fost întărită cu ziduri mari de piatră, valuri de pământ și șanțuri adânci. Ea a fost distrusă la sfârșitul secolului XVIII, în anul 1718.